Bună ziua, bună după amiaza! Bună ziua, dragii noștri! Mult a fost, puțin a rămas. E ultima zi, nu? De carantină, teoretic. Este ultima zi de la Măruță, fără Măruță. Tragem tare la căruță, că de luni vine Măruța. Fix pe canapeluță. Și dacă tot vorbeam de lup, hai să îi zicem și noi bună ziua, Cătălin Măruță. Bine ai venit la tine în emisiune! Ia mai mânați, bună ziua, și bună mulțumesc cătă. Mult de tot, mulțumesc mult de tot. Veverița Mădălina este persoana cu care acum 13 ani de zile, alături de Alina și de trupa Zero, am început aici la Pro TV toată această nebunie, așa că Veverița, Veve, e de acasă, iar tu, Coțofană, ești prietenul nostru. Mulțumesc că m-ați primit aici să fiu prieten cu voi. Știu că v-ați trezit de dimineață pe la 4 ca să fiți la Pro FM de dimineață și acum și aici sunteți senzațional și vă mulțumesc. Și fii atent că ți-am pregătit o grămadă de surprize, de exemplu, doar ca să-ți dai seama cât de creativi suntem astăzi. Ce este asta? Spune-mi, te rog frumos. Da. Ce? O spatulă. Greșit. Nu este o spatulă, este o racletă, dragă Cătălin. Pentru că atunci când te trezești dimineața, așa cum ai spus tu că am făcut noi, și nu ai racletă să-ți dezgheți parbrizul mașinii, te descurci cum poți. Te duci în casă și iei primul lucru pe care îl găsești și asta este racleta mea. E, de asta ți-am arătat, ca să-ți dai seama că ne-am trezit plin de idei și că avem o grămadă de surprize pentru tine. Și pentru că el a venit cu racleta, stai un te grăbești ca fata mare, stai așa, un pic, așa. Stai un pic. Am și o surpriză, de fapt, avem împreună o surpriză pentru tine. Bună ziua, domnul Ciucă. Bună ziua. Aici de obicei stătea Alex. Îmi cer scuze, n-am așa m-am. N-am tobe azi. Acum vrei cu surpriza să-i dăm direct? Da, acum trebuie cu surpriza. Stai un pic, două secunde. Stai că cu inginerie. Fii atent. Două secunde că mai am o inginerie aici, că eu nu sunt cu auz absurd așa și trebuie să aud o chestie aici, dar imediat. Fii atent. Toți cei de acasă, fiți pregătiți. I-am creat lui Cătălin o melodie a carantinei, a izolării lui. Fiți atenți puțin. Ia să vedem, ia să vedem, pentru că Veve e celebră dimineața la Pro FM cu acele cântecele. Că fără tine nu e haz, nu e haz. Și plânge Ciucă după tine, Nicolăină nu e bine. Familia izolată, intravilan, Eva-i supărată, pomeranian. Nu vrei să îi iei câine, aveți motan. Pe story-uri îți zice ce? Că ești grăsan. Satelit în curtea ta, David pune lumina și reglează camera. E mai bun decât tata, dar te cheamă, îi e teamă că o filmez și e în pijamă. Astăzi e ediția blană cu Veve și Coțofană. Măruță, nu mai sta acasă, sta acasă. Că fără tine nu e haz, nu e haz. Și plânge Ciucă după tine, Nicolăină nu e bine. Măruță, nu mai sta acasă, sta acasă. Că fără tine nu e haz, nu e haz. Și plânge Ciucă după tine, Nicolăină nu e bine. No, no. Mulțumesc. Nu mai sta acasă. Nicolăină nu era bine nici când eram acolo, dar mă rog, la el nu s-au schimbat multe. Oricum, asta le spuneam celor care se uită la noi, că dimineața la Pro FM voi aveți tot felul de cântecele care devin virale. Mi-aduc aminte, Veve, cum ai cântat pentru Pasajul Ciurel, un cântecel care a devenit așa viral în tot online-ul. Dar vă mulțumesc mult, dar stați un pic. Ciucă, avem flori pentru Veve? Ce frumos! Din partea domnului Cătălin. Ce cred oamenii ăștia, că noi nu mulțumesc, suntem cu surprize pentru ei? Da, uite ce frumos! Ia, uite-te un pic la monitor, pentru că vrea să te salute cineva. Vino lângă mine, mă, vino lângă mine, te rog. Hai, ia să vedem. Deci o să te... Fii atent, Coțofană, cine nu vrea să salute cred, pe Veverică? Pe Veverică. Ce s-a întâmplat? Trebuie să vii aici. Bună, mama! Bună, mama! Doamne, cum a... Manevră! Manevră, surpriză... Mai facem și din astea. Am întrerupt lecția, să știi, sunt într-un online de la școală și am întrerupt pentru că nu vreau să plâng, pentru că vroiam să-ți doresc astăzi să ai o zi bună, să ai mult succes, baftă și să fii tu și echipa așa cum sunteți voi întotdeauna, frumoși și cu zâmbetul pe buze. Mulțumesc mult, mama, n-am pronunciat la televizor, ca să știți.
Îmi pare rău că nu mă aude mama ta, dar Coțo, du-te tu acolo, Coțofană, și vă oprea legătura. Mă bucur dacă ți-am făcut un surpriză. Are nevoie de o îmbrățișare, VV, și mulțumesc, sper că nu umblați și cu mine cu chestii astea. Odată apar ce la televizor și mă face să plâng, să nu. Să nu. Mulțumesc, mama. Nu plânge nimeni, vă îmbrățișez pe amândoi. Mulțumesc. Îl îmbrățișez de la distanță și pe Cătălin, care e el acolo în izolare. Și vă doresc, vă țin pumnii și vă doresc baftă, baftă, multă, multă, multă. Mulțumim mult, mama, te iubesc, că vorbim noi după. Mama, ta, mulțumim, bine, persoana mama, pe care nu, o iubești foarte sper tare. Sper să nu mă iei de urei mereu... după. Mama săraca a fugit de la ore și îți mulțumesc tare mult. Mama este profesoară de informatică la Colegiul Național Elena Cuza din Craiova. Nu se duce încă la școală cu elevii ei, dar îți mulțumesc sunt că în online. Da, ești în online. Îți mulțumesc din suflet că... Nu știu ce să zic, Doamne, sunt atât de... Vă zic eu, din momentul ăsta, Cătălin și toată echipa la Măruță, să știți că toate parolele voastre sunt și la Mădălina și la mama Mădălinei, că e profă de informatică, e hackeriță. Eu o și văd așa și mi-aduce hackeriță un pic, să rămână. Da, mulțumesc din suflet, mulțumesc că mulțumesc din suflet pentru surpriză, mulțumesc, mama, te iubesc mult și vorbim după. Emisiunea te iubesc și eu vă iubesc pe toți, sunteți superbi toți. Baftă multă! Pa! Pa! Cătălin. Cătălin, dacă ai făcut-o tu pe VV să plângă, păi ești maestru. O știm pe VV cât e de tare, nu? E și ediția în care vine Andreea Marina, adică surprize, surprize, continuăm. Da, VV, fii atent. Uite-te, ține-l pe Coțofană lângă tine și uitați-vă pe ecranul ăla mare, pentru că vreau să vezi niște imagini. Acolo, ia uite cine. Unde? A, nu, până la imagini, Coțofană, cine e aici? De-aia și-au luat liber, măi. Cine? Coțofană, prezintă-ne și nouă. Pe cine vedem acolo? Este, practic am făcut aici un cuib, este tot cuibul. Avem mama Coțofană. Uitați ce frumoasă e, ca să vă dați seama cu cine semăn. Da? Și lângă avem, pune și pe tată, mamă, să se vadă și tata, nu numai tu. Uite și tata, uite și tata. Vă pupăm, vă pupăm, de noi nu scăpați. Să rămână! Am ciulit astăzi un pic de la cabinet ca să vă vedem pe voi. Oricum, de auzit, vă auzim în fiecare dimineață, așa cum are drag. Din păcate, pe Măruță îl văd doar puțin cât am timp, că după aceea încep cabinet. Dar sunt de fericit să vă vedem împreună pe toți și să aveți parte de tot ce e mai bun, să fiți fericiți, norocoși, inspirați, că talentați. Nu știu dacă mă aude mama ta, văd că mă auziți, să rămână, nu știu dacă dumneavoastră mă auziți, mă auziți? Nu, dar pot să zic eu, traduc eu. Da? Vreau să știu și eu ce zice mama ta când te vede pe Instagram mereu la bustul gol, cum ți-a râs tu pătrățelele. Da, trebuie să dau televizorul mai tare. Și că ce spui mama când mă vezi pe Instagram la bustul gol? Mhm. Ce spui mama când mă vezi pe Instagram la bustul gol? Îi spun că ar trebui să-i trimit niște bănuți să-și mai cumpere hăinuțe, că ori e la bustul gol, ori are pantaloni rupți. E și amărâță. Arge rău, na. Da, mama, te rog frumos să dai televizorul încet, că se face microfonie aici. Și să-l salutăm și pe tata Coțofană. Și o să-l rog pe tata, dacă mă aude acum, să aducă măcar unul dintre căței din dotare, pentru că cu cât îi arăt mai mult căței lui Cătălin, cu atât el are mai multe probleme acasă. Pentru că s-au îndrăgostit Eva și David de căței voi. Duci pe Eva. Ia uite! Ce frumos e! Exact așa! Nu e frumos la ora asta cu pupat, că n-au pus bulină din aia roșie. Da? De bine! Joli s-a ascuns. Unde-i Joli? Da, Coțofană, sper că ți-a plăcut surpriza și dau doar pe mama ta. Doar atât să o întreb dacă e... Domnișoară. Vreau să o întreb pe mama ta ce părere are de iubita ta. Ia auzi, mamă, că ce părere ai de iubita mea? Îmi place foarte mult. O iubesc și eu. Na. Ai văzut că știe ce să spună? Dar chiar așa este. Dar cum o cheamă? Chiar așa e. Nu se mai aude legătura cu Franța, e bruiaj. Da. Tu bruiești. E bruiaj pe subiect, nu se mai aude.
Să rămână, mulțumesc mult de tot că v-ați luat liber pentru mine și mă bucur că suntem împreună toate coțofenele la Măruță. Hai că mă pupă și pe mine, tu, mai tu vorbești mult. Gata, măi, gata. Bye. Vă pupăm și sănătate multă. Să rămână, mulțumim. Uite-te puțin aici unde sunt eu. Eu o să dispar și o să apară niște imagini pe care vreau să le vezi. Fii atentă. Lasă-te firmă. Pentru că ei cântă atât de frumos, dați-mi voie să vi prezint și pe colegii mei de platou, cei care vor cânta live în fiecare seară. Voi începe cu fetele. Alina și Mădălina! Ei sunt gașca acestei emisiuni, o să ne cânte și sunt convins că voi o să aveți foarte multe momente când o să vă bucurați, pentru că ei știu să cânte frumos. Băieți, să avem baftă și să dea Dumnezeu să ne meargă bine! Wow, prima ediție? 22 octombrie 2008. Imagine de acum 13 ani, da. Bine că pe vremea aia nu exista Iulia Albu sau nu știu dacă exista, pentru că la cum eram îmbrăcați, 2007, eram clar de prima pagină. Pe mine mă obligau pe vremea aia să dorm la prânz. Părinții. Nu v-am auzit, dar imaginile au fost bune, da?